Suntem pe 29 martie 2013 la Târgul de Turism de la Brașov. Stăm de vorbă cu domnul Adi Stan, director de marketing la agenția Altours. Cu ce vine Altours pe piață nou? Nou? Avem multe noutăți pe piață. Noi ca și companie suntem recunoscuți la nivel național ca tur operator pe Bulgaria. Noutățile cu care venim de această dată pe piață sunt cel puțin la fel de valoroasă și de importantă. Ne-am lansat ca tur operator pentru Grecia și avem absolut toată Grecia continentală pusă la vânzare online către partenerii noștri. De asemenea, Croația este una din destinațiile foarte dragi pe care noi le promovăm de fiecare dată, pe care le vindem cu mai mult sau cu mai puțin succes în funcție de preferințele turiștilor din România și în funcție de tarifele practicate de către partenerii din Croația. Mă uit că aveți în spatele dumneavoastră chiar afișul cu Croația. De ce nu? Și foarte important, am lansat de puțin timp un nou sistem de rezervări online. Rezervări pentru bilete de avion, pentru cazări online în marile orașe ale lumii. Cum se numește platforma? GoBook.ro. Aici pot fi rezervate toate destinațiile noastre clasice, și anume Bulgaria, Croația, Grecia, dar venim și cu un surplus de cazări internaționale în marile orașe ale lumii, cazări care pot fi efectiv realizate, efectuate și plătite online de către clienți din fața calculatorului. Am înțeles. Care este destinația cea mai bună din punct de vedere raport calitate-preț în vara 2013? Ei, asta nu este un lucru pe care eu trebuie să-l comentez. Pur și simplu trag linie și văd ce au ales clienții. Și în primele două luni ale anului au ales Bulgaria, proporție mare albene. Am înțeles. Mai puțin Grecia și Croația, nu? Grecia și Croația sunt foarte competitive. Grecia, în special pe partea de insule, gen Tasos și Corfu, cererile s-au mărit față de anii trecuți, probabil și faptul că problemele din Grecia n-au mai fost atât de vizibile în media și atunci clienții s-au obișnuit deja cu asta, au constatat că nu e niciun risc pentru ei și au ales din nou aceste destinații. Tasos este în topul căutărilor, pot să spun. Noi avem o gamă largă, de la studiouri și apartamente până la hoteluri de 5 stele. Am înțeles. Și în Marea Ionică oferiți Corfu. Corfu, unde putem să găsim, e una din puține destinații din Grecia unde găsim hoteluri cu all inclusiv, topogane, aquapark, absolut tot ceea ce este apreciat de către clienții români. Am înțeles. Și despre Croația? Care sunt destinațiile top în Croația? Croația, pot să spun că toată lumea vrea la Dubrovnik. În momentul în care se văd tarifele, mergem către nord. Și peninsula Istria este una din favorite. Poreci și Rovinj sunt numai câteva locații unde turiștii români merg cu plăcere. Și pot să spun că da, este o zonă pitorească, într-adevăr. Bine, mulțumim, mult succes! Mulțumim, mult succes!